Ediție să supun atenție dumneavoastră o altă temă de discuție, astfel că astăzi, când se împlinesc 229 de ani de la frângerea pe roată a lui Horea și Cloșca, m-am gândit să vorbesc puțin despre Horea Răscoală în relația cu Iosif al II-lea, cu marele împărat reformator, pentru că noi așa nu ne aflăm doar în proximitatea obeliscului lui Horea Cloșca și Crișan, ci și în fața acestui monument impresionat, poarta a treia, dedicat acest monument împăratului Carol al VI-lea, așa, bunicul lui Iosif al II-lea. Acesta a avut cu siguranță o simpatie pentru românii din Transilvania. El a întreprins două vizite în Transilvania, în 1773 și 1782. În urma unei astfel de vizite, el spunea despre românii transilvaneni, citez aproximativ, acești valahi sunt fără îndoială cei mai vechi și mai numeroși locuitori din Transilvania. Și mai spunea el, este de mirare cum, deși sunt supuși la atâtea nedreptăți, chinuri, abuzuri de către unguri și de către germani, este de mirare cum ei reușesc să rămână atât de numeroși și cum nu părăsesc aceste locuri. Tot ca o paranteză, atunci când se afla în Transilvania, Iosif al II-lea ar fi rostit în Bistrița faimoasele cuvinte salve parva nepos Romuli, adică salutare mici urmași ai lui Romulus. Iar în cinstea acestor cuvinte, patru sate din Bistrița se vor numi